Incidentul de la sfârșitul săptămânii trecute din parcul Valea Morilor a zguduit întreaga societate. Agresivitatea exagerată a pitbullului, dar și gestul proprietarului celorlalți doi cățeluși uciși au stârnit o mulțime de critici, atât în adresa proprietarului câinelui agresiv, cât și a celui care a împușcat. M-a afectat emoțional. Nu pot să judec persoana pentru prima împușcătură, pentru că nu am fost prezentă, nu știu care a fost situația. Am înțeles că câinele era agresiv și este și o greșeală a proprietarului câinelui că nu s-a ocupat la timp de educația câinelui, pentru că atunci când alegi să ai un patruped, trebuie să ai grijă și de educația lui și să-l dresezi. A fost și greșeala proprietarului, dar următoarele 6 împușcături au fost pur și simplu un motiv pentru a-și exterioriza agresivitatea. Мы иногда очеловечиваем животных и совершаем огромную ошибку, забывая о том, что животное – это животное. Понимаете? У него свои инстинкты, своя манера общения своим собственным видом. Это очень неприятная ситуация, конечно, для всех сторон, и потерпевшей стороны, кто потерял свою собаку, независимо от того, какие действия он предпринял, убежал, не убежал. Знаете, мы когда в шоковой ситуации, каждый реагирует по-разному. Chiar dacă părerile despre caz sunt maxim diferite, toți au ajuns la aceeași concluzie. Proprietarii câinilor trebuie nu doar să-i asigure cu hrană, dar și să-i educe pentru a evita astfel de incidente tragice. В этом случае я считаю, что просто хозяин потерял контроль над своей собакой. Потерял контроль над своей собакой, потому что ей не занимался. В первую очередь его ошибка то, что он не знал свою собаку. Он не знал или, может быть, недооценивал, что его собака может сотворить вот такое вот нападение. Voluntara Anastasia Slakvenko ne-a povestit că cel mai des câinii agresivi ajung în aziluri sau chiar în necropole. Aceștia sunt plasați în cuști separate și rar cine se încumetă să-i adopte. Au fost cazuri când câinii agresivi au fost adoptați de familie, dar oamenilor le este frică să adopte un astfel de animal care are în background așa un comportament, pentru că oamenii cred că niciodată nu poți fi sigur în faptul că câinele nu va mai repeta agresivitatea asta. Despre educația câinilor am discutat și cu experții chinologi din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Ghenad Ierotaru ne-a explicat că fiecare câine trăiește și se orientează după instincte, dar toți, indiferent de vârstă, pot fi educați și dresați după placul proprietarului. Aceștia pot ataca totuși alte persoane atunci când simt că proprietarul lor este în pericol. O altă cauză a agresivității câinelui poate izbucni atunci când stăpânul își pierde autoritatea în fața patrupedului. Animalul, când simte slăbiciunea stăpânului și, hai să spunem așa, nu este la nivelul acela de a conduce, apoi autoritar, automat, încerc scuze, individul își ia funcția lui de lider, conform instinctelor, și socoate că haita lui are nevoie de ajutor. Persoanele atacate de câini, spune Ghenad Ierotaru, pot scăpa nevătămate dacă nu intră în panică și acționează atent, fără a provoca mai mult patrupedul. Ar fi bine ca în cazul dat persoana să nu facă careva mișcări bruste, da, mai ales întoarcă cu spatele să fugă. Este bine ca stând pe loc să ia o poziție autoritară. Ar fi bine ca să ridice puțin vocea asupra acestui individ, nefăcând careva mișcări, pentru că nu uităm că orice animal își folosește instincturile sale, atât cât de semi de autoapărare, cât și de vânătoare, da? Și tot ce se mișcă, animalul începe să îl urmărească. Fixându-l cu ochii în față și acesta va stopa câinele, pentru că atunci câinele nu va înțelege ce înseamnă, pentru că și el este autoritar și el își arată autoritatea lui prin comportamentul și limbajul lui și atunci va fi momentul ăsta de stopare. Ghenadea propune ca pentru persoanele care au câini de rasă, mai ales de talie mare, să fie creată o școală ce va trebui trecută obligatoriu de proprietari. Până va fi creată această instituție, Ghenadea a scris o carte despre educarea și dresarea corectă a câinilor, pe care o recomandă tuturor stăpânilor. De menționat că după incidentul din Parcul Valea Morilor, o asociație obștească a trimis o petiție către Parlament și Ministerul Justiției, în care solicită să fie făcute mai multe schimbări în legislație, inclusiv introducerea posibilității de a confisca animalele de la proprietari în cazuri de cruzime și pericolul vieții animalului. Totodată, ei cer să fie majorate amenzile pentru cruzimea față de animale.